Steaua i-a trezit la realitate pe jucătorii lui Iordănescu. După ce au obținut prima victorie în noul sezon, pandurii și-au luat lumea în cap și au fost taxați de campioni care i-au învins la 3 goluri diferență. Este foarte important să ne înțelegem potențialul în același timp și să putem să planificăm viitorul. Ca o comparație a pandurilor din returul sezonului trecut cu pandurii din acest moment, este clar că echipa nu are aceeași forță. Și factorii sunt mai mulți și am tot discutat și nu cred că e cazul să-i mai repetăm. În momentul de față, în revenirea lui Carlos, se ridică la 11 numărul jucătorilor care nu au fost cu noi în cantonament. De fapt, Iordănescu nu vrea nici să se hazardeze și să promită o evoluție mai bună în acest sezon. Nu sunt Harry Potter cu bagheta magică, atenționează antrenorul. Sunt niște etape peste care nu ne sărim. Iar eu, ca să vând iluzii, nu pot să fac asta și plus n-am bagheta magică, nu sunt Harry Potter. Următorul meci al pandurilor este programat vineri în deplasare de la ora 18:30. Atunci jucătorii lui Iordănescu vor întâlni nou promovata FC Voluntari, echipă neînvinsă în acest sezon.